Salutare, oameni buni, și bine ați venit! În video de astăzi vreau să vorbim despre o întrebare care apare destul de des și în comentarii și în privat, și anume: de ce nu scap de grăsimea de pe corp? Hai să vedem câteva motive pentru care nu poți să scapi de grăsimea încăpățânată de pe corp. Primul motiv ar fi că nu bei destulă apă. 75% din corpul nostru este format din apă. Apa ajută la absolut toate procesele. Apa este prezentă în celulele musculare, apa ajută la digestie, este prezentă în creier, este absolut peste tot. Este foarte important să fii hidratat pentru ca tot organismul să funcționeze în condiții optime. Care ar fi soluția aici și câtă apă să bei? O formulă bună pentru început ar fi 0.33 ori greutatea ta actuală. Așa vei afla cam câtă apă să consumi de-a lungul unei zile pentru a fi în cea mai bună formă. Grăsimea de pe corp este și locul de stocare a toxinelor din corp. De aceea apa ajută la fluxul și la curățarea toxinelor și de aia, nefiind hidratat, ți-e foarte greu să scapi de grăsimea de pe corp. Al doilea motiv pentru care nu scapi de grăsimea de pe corp este pentru că ai prea mult zahăr în dietă și consumi prea mulți carbohidrați simpli. Consum paste, consum pâine, consum biscuiți, consum orez alb. Și de asta ai prea multă energie în corp și nu o folosești. Soluția aici este să consumi carbohidrați complexi mai mult, să consumi multe legume, să consumi morcovi, să consumi spanac, să consumi ciuperci, varză, broccoli, conopidă, legume care au o digestie mai lentă și care nu ți ridică nivelul de insulină din sânge. Al treilea motiv pentru care nu scapi de grăsimea de pe corp este că ai în dietă prea puțină proteină animală. Proteina are rol constructor în corp și, de asemenea, în momentul în care consumi proteină, există și un efect termic. Corpul consumă din energia lui ca să descompună acea proteină și astfel îl pui la treabă și activezi metabolismul. În schimb, atunci când consumi pâine, paste sau o formă de carbohidrat simplu, corpul nu trebuie să depună foarte multă energie pentru că îl descompune foarte repede și, dacă nu are ce să facă cu energia aia, o stochează și se transformă în grăsime. Soluția aici este să-ți calculezi necesarul zilnic de proteină. O formulă bună pentru început ar fi 1,5 grame ori câte kilograme ai tu și așa afli câte grame de proteină ai nevoie într-o zi întreagă. Al patrulea motiv pentru care nu scap de grăsimea de pe corp este consumul de suplimente, stimulente și diferite pastile. În momentul în care consum foarte multe suplimente, consum și un cocktail de substanțe chimice și aditivi. Acești aditivi se transformă în timp în toxine în corp și inflamează organele și țesuturile. Soluția aici este ca la 3 luni să iei o pauză de o săptămână. Eu așa fac. La 3 luni opresc toate suplimentele, fac o săptămână de pauză, nu consum absolut niciun supliment și după aia reiau pentru a lăsa un pic corpul să se regenereze. Dacă vrei să știi ce suplimente sunt eficiente pentru tine, vei găsi în descriere un link cu ghidul suplimentelor pe care le-am creat special pentru asta, ca să nu cheltuiești banii aiurea pe suplimente și să vezi ce funcționează și ce nu. Al cincilea și ultimul motiv pentru care nu scapi de grăsimea de pe corp este faptul că ești mult prea stresat. Stresul financiar, stresul dintr-o relație, stresul din familie, stresul din comunicarea cu ceilalți și alte gânduri și stări negative se adună și îți pun corpul și mintea într-un modul de supraviețuire. Tocmai de aceea corpul, fiind în pericol de moarte, se gândește să mențină și să păstreze absolut toate resursele de care are nevoie și astfel ține de asemenea și de grăsime. Asta a fost tot pentru astăzi, oameni buni. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Nu uitați să dați un like, nu uitați să dați un share, nu uitați să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o deja, ca să nu ratați niciunul dintre următoarele videouri. Și până data viitoare, nu uitați, live strong and stay healthy!